Bună seara, oamenii mei! Agitație mare și azi pe străzile României, iar când e agitație pe străzi, e agitație și pe rețelele sociale. Cumva cei care stau în casă îi critică pe cei care au ieșit în stradă. Acestea sunt două bule care se întâlnesc în principal doar la modul virtual, slavă cerului. Eu nu mă poziționez în niciuna dintre ele. Pe de o parte, înțeleg măsurile luate pentru siguranța sănătății românilor, dar pe de alta, înțeleg și pe cei care ies în stradă pentru că și-au pierdut locurile de muncă. Iar în această seară nu pierde întâlnirea cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, de la care vei afla ce a însemnat carantinarea Timișoarei și care sunt argumentele pentru care s-au opus de la bun început unei asemenea decizii, după care discut cu Monica Boța Moisin, avocat și consultant pe strategii de sustenabilitate culturală. Iar cea de-a treia invitată vine tot din zona culturală și este vorba despre soprana Alexandra Coman. Ok, să începem dialogul mai întâi cu Timișoara, iar apoi ajungem și în toată țara. Am să-i spun bună seara domnului Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Verific legătura, să sperăm că funcționează corespunzător. Bună seara, domnule! Bună seara! Domnule Alin Nica, mulțumesc în primul rând că ați acceptat invitația noastră. Cum iese Timișoara din carantină? Cu mai puține cazuri, cu o rată de infectare mai scăzută, cu pierderi economice mai mari? Ce vești aveți pentru noi? Timișoara iese din carantină cu un număr al cazurilor mai ridicat decât atunci când a intrat în carantină, dar cu o pantă descendentă care nu este dată neapărat de această carantină de formă împotriva căreia eu am luptat încă din 8 martie de la instituirea ei, ci mai degrabă ca urmare a apelului pe care eu l-am făcut de a intensifica vaccinarea, care în ultimele două săptămâni a ajuns la un nivel de 0,5% din populația județului în fiecare zi, ceea ce face din Timiș campion la vaccinare în țară. În ultimele 6 zile, Timișul a vaccinat cel mai mult dintre județele țării, a depășit inclusiv Bucureștiul, raportat la 100.000 de locuitori. Și cred că mai degrabă această descreștere este naturală și nu ca efect major al acestei carantine de formă, care nu are nicio relevanță din punct de vedere statistic, ci dimpotrivă a pus bețe în roate și a perturbat masiv economia locală. Am văzut alte orașe care au avut indice asemănători cu Timișoara, care nu au luat această măsură extremă, această măsură de ultim resort, că atunci când nu existau alte variante sau alte măsuri ce puteau fi luate pentru a duce indicele în jos. Și un alt motiv pentru care carantina de pe Timișoara s-a ridicat este și faptul că măsurile naționale anunțate zilele trecute sunt chiar mai dure decât cele pe care noi le aveam în această carantină pe care eu am numit-o de formă. Și atunci, cu atât mai mult, nu se mai justifică prelungirea ei. Am înțeles. Ce restricții concrete mai rămân în momentul de față în Timișoara? Rămân restricțiile stabilite prin ultima hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, restricțiile aferente localităților care se situează cu un indice al infectărilor peste 7,5 la mie. Așa că rămân restricțiile, magazinele se închid la ora 18, la ora 6 seara, iar în weekend au program de asemenea restrictiv. Și toate celelalte măsuri privind deplasarea populației după anumite ore. Dacă în carantină era până la ora 22, până la 22, acum se reduce până la ora 8 seara această deplasare a populației. Am înțeles. Domnule Nica, primarul Dominic Fritz a declarat despre proteste, citez, sunt incitări la ură împotriva străinilor și cadrelor medicale, degeaba învingem pandemia dacă moare democrația. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? E adevărat, protestele oamenilor sunt justificate pentru că rezistența la restricții a fost depășită și oamenii nu mai au răbdare. Trebuie să menționez faptul că Timișoara este în scenariu roșu de
de aproape 5 luni de zile, din octombrie anul trecut, și vă închipuiți că Timișoara a trecut prin cele mai dure restricții dintre toate municipiile țării. Nicăieri într-un municipiu nu au fost restricțiile maxime permise de legislația stării de alertă, cum au fost în Timișoara. Și de aici și frustrarea maximă a cetățenilor care trebuie să suporte restricții suplimentare. Protestele pe care le-am văzut cu toții la televizor, pe de altă parte, nu trebuie să depășească cadrul legal al libertății de exprimare și să nu incite la ură sau la nerespectarea legii. Cu acest lucru nu pot fi de acord, pentru că totuși trăim într-un stat de drept în care supremația legii trebuie să prevaleze. Chiar și eu, dacă nu am fost de acord cu această măsură de carantină, nu înseamnă că nu m-am supus rigorilor ei și nu am respectat aceste restricții. Am purtat în continuare mască, am completat declarația pe proprie răspundere sau adeverința și am limitat pe cât posibil deplasările în interes personal. Și îndemn întotdeauna cetățenii să respecte aceste legi, fiindcă altfel s-ar genera anarhie și haos. Domnule Nica, în opinia dumneavoastră, care este varianta ideală de ieșire din această situație de criză din Timișoara? Eu am spus-o încă de la început și mă bucur că în sfârșit colegii din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență au ajuns la aceeași concluzie ca și mine, că trebuie să diversificăm armele, nu putem să folosim aceleași arme de 6 luni de zile și să ne așteptăm la rezultate diferite. Trebuie să fim inventivi și să schimbăm puțin abordarea. În locul filtrelor de la intrarea în oraș, să folosim forțele de ordine mult mai eficient, de exemplu, în locurile aglomerate și să ne asigurăm că distanțarea socială este respectată și legea este respectată, restricțiile sunt respectate. Altfel nu avem eficiența lor. De asemenea, accelerarea campaniei de vaccinare, care iată începe să dea rezultate aici la noi în Timiș, trebuie accelerată și mai mult. Deci campania de vaccinare trebuie intensificată și mai mult, pentru că doar așa putem reduce în mod sigur și sustenabil acest indice al infectării. Și nu în ultimul rând, trebuie continuate investițiile în zona ATI din spitale pentru a slăbi presiunea pe acest sector din zona medicală. Timișoara a fost mereu un oraș care a preluat rapid moda țărilor occidentale. Ne așteptăm să se întâmple același lucru și acum, cumva. Păi sunt exact aceleași măsuri care se iau în majoritatea statelor din vest și fiecare stat își adaptează măsurile la specificul local. Așa trebuie să facem și noi și vedem, de exemplu, în ceea ce privește accelerarea campaniei de vaccinare, rezultate concrete, palpabile în țări cum sunt Israel, Marea Britanie, unde deja numărul de infectări și cazurile grave din spitale au ajuns la un nivel sustenabil și au scăzut abrupt pe măsură ce s-a depășit un prag critic în populație ca fiind vaccinată. În Israel am depășit 50%, suntem în jur de 50% în Marea Britanie și atunci clar că efectele se văd. La aceste procente de vaccinare se adaugă procentul celor care au trecut prin boală, care este undeva în jur de 10%, și deja în aceste țări putem spune că aproape că s-a atins imunitatea de turmă și sperăm ca în 2, 3, 4 săptămâni și în județul Timiș să atingem acel prag de imunizare al populației care să ne ducă la niveluri mult mai scăzute al indicelui de răspândire a bolii. Domnule Nica, v-ați gândit să luați în considerare și metoda Dubaiului cu testele antigen făcute atunci când vrei să te duci la restaurant sau să te duci la sală? Eu am propus o altă chestiune, acel pașaport de vaccinare sau de trecere prin boală, care atunci când l-am propus eu în urmă cu o lună, nu a fost foarte bine primit, dar acum când Comisia Europeană anunță că se discută la nivel european acest lucru, deja gradul de acceptare este mult mai larg. Pe măsură ce vom avansa cu campania de vaccinare, tot mai mulți oameni, tot mai multe persoane vor dori să aibă o libertate mult mai mare, să se renunțe la anumite restricții severe și pe bună dreptate. Trebuie ca această libertate suplimentară să fie folosită și ca mod stimulator pentru a se vaccina cât mai multă lume.
Și pentru a crește încrederea în măsurile luate de autorități. Și în acest sens, eu cred că, și nu în ultimul rând, de sprijinirea economiilor locale. Că vorbim de Horeca, că vorbim de operatorii din turism sau toate celelalte industrii afectate de pandemie. Și de aceea cred că o astfel de măsură ar fi de adoptat și noi vom milita pentru adoptarea ei la nivel național. Compania Pfizer astăzi a dat un comunicat în care spune că vaccinul Pfizer este 100% sigur pentru copiii între 12 și 15 ani. Credeți că timișorenii se vor înghesui să își ducă copiii la vaccinat? Din câte știm noi, din ce ne-au spus experții, copiii sunt cei mai puțin susceptibili la a face forme grave în urma contractării acestui virus. Dar dacă se justifică vaccinarea și a copiilor și se va stabili la nivel național și european că extindem grupele de vârstă care se vor include în campaniile naționale de vaccinare, atunci vom face și noi acest pas. Cred că trebuie să ne axăm în primul rând pe acele categorii vulnerabile de persoane și să le imunizăm pentru a avea riscul minim de prevalența cazurilor grave în spitale și după aceea, evident, treptat să scădem nivelul de imunizare către categorii care, să zicem, sunt mai puțin susceptibile la a dezvolta forme serioase și grave sau chiar decese și în acest fel să atingem toate categoriile de persoane pentru a le imuniza și a trece peste această perioadă foarte dificilă din viața noastră a tuturor. Ce credeți? S-au respectat drepturile, libertățile oamenilor în această perioadă de pandemie? E o întreagă discuție aici, între cei care militează pentru libertatea de mișcare, pentru eliminarea tuturor acestor restricții și cei care militează pentru continuarea cu măsuri severe pentru a duce indicele de infectare cât mai jos. Mulțumesc foarte mult, domnule Alin Nica, pentru răspunsuri. Multă sănătate timișorenilor. Show-ul Ochii pe mine continuă cu cea de-a doua invitată. Este vorba despre doamna avocat Monica Boța Moisin. Am revenit cu cea de-a doua invitată a emisiunii Ochii pe mine. Este vorba despre doamna avocat Monica Boța Moisin, avocat consultant pe strategii de sustenabilitate culturală. Wow! Monica Boța Moisin, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Strategii de sustenabilitate culturală, un subiect care recunosc că mă scoate puțin din zona mea de confort și mă duce într-o zonă despre care îmi doresc să aflu cât mai multe informații. Ce înseamnă concret să faci strategii de sustenabilitate culturală? Există un prim pas de la care încep lucrurile? Bună, Vlad, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să începem de la început. Cuvântul sustenabilitate în sine este susceptibil de mai multe înțelegeri, ca să zicem așa. Și vine oarecum din vest, nu știu în ce măsură este un cuvânt românesc. Așa că ideea de sustenabilitate, ideea de dezvoltare durabilă, ca să zicem așa, ar fi punctul de plecare. Și după aia, în ultimii 20-30 de ani, se vorbește foarte mult despre sustenabilitatea sau îngrijirea mediului, sustenabilitate economică, bineînțeles, sustenabilitate socială și destul de puțin de sustenabilitate culturală, care pentru noi, pentru proiectul pe care îl desfășor, înseamnă integrarea cunoștințelor tradiționale, cunoștințelor transmise din generație în generație în diferite comunități pe glob, nu doar în România, în toate comunitățile pe care le știm și care există de la nivel de trib până la nivel de comunități locale și statale. Aceste cunoștințe care se transmit din generație în generație, cum le menținem în viață, cum le transmitem mai departe generațiilor viitoare. Cam despre asta e muncă de etnolog, cumva.
Este într-adevăr o intersecție între etnologie, antropologie și venim și cu partea juridică, care, după cum știm, e la baza reglementărilor vieții în societate, ca să zic așa. Și atunci când comportamentul este oarecum în detrimentul supraviețuirii acestui tip de cunoaștere, trebuie să intervenim oarecum și din punct de vedere legal. Apropo de legalitate, te-am urmărit într-un speech la TED. Și ai vorbit acolo și despre bluza românească, la blues romain, sau cum se pronunță. Mi s-a părut foarte interesant, dar din punct de vedere juridic, ai reușit să pedepsești pe cineva care a furat produse tradiționale și le-a scos la vânzare, cum ar fi case de modă celebre care s-au inspirat din produsele noastre tradiționale românești? Să vorbim de pedeapsă e într-adevăr complicat. Pașii sunt mici și nu putem decât să mergem pe ideea de colaborare, pe ideea de mediere, arbitraj, ca să zicem așa. Medierea acestor relații. De ce? Pentru că, din punct de vedere juridic, inclusiv bluza, la bluz rumen, bluza românească, ia românească, este o expresie culturală tradițională. Așa e terminologia. Aceste expresii culturale tradiționale nu au fost protejate juridic în sistemul de protecție oferit de drepturile de proprietate intelectuală. Vorbim aici de elemente pe care le cunoaștem, de tipul mărci, indicații geografice, patente, design industrial, suntem familiarizați cu, poate cu instrumentele acestea. Ei bine, expresiile culturale tradiționale au fost considerate în afara sferei de protecție și făcând parte din domeniul public. În foarte multe state este așa, însă există și state în lume unde s-a luat decizia că nu poate fi chiar așa, pentru că ajungem la un paradox în societatea contemporană în care case de modă se inspiră, uneori copiază, e vorba clar de plagiat, practic, copie identică a designului respectiv. Nu se folosesc aceleași tehnici, bineînțeles, nu sunt lucrate manual, sunt lucrate industrial, sunt făcute la mașină, deci se pierde și elementul uman, conexiunea umană și totodată se pierde și încărcătura spirituală, pentru că aceste simboluri, aceste structuri arhetipale, ele au o încărcătură spirituală pentru comunitățile din care fac parte. Și în anumite state există modalități de protecție. Ce am reușit noi să facem până acum, nu la nivel de bunuri și produse culturale și servicii culturale românești, dar în alte state, de exemplu în Laos, am reușit să susținem o comunitate etnică din Laos, se numește comunitatea Oma. Am creat o bază de date cu design tradițional Oma, care pune bazele unui sistem de protecție juridică în Laos a expresiilor culturale tradiționale și se promovăm acum ideea drepturilor de proprietate culturală, intelectuală. Vreau să te întreb dacă ai luat în calcul să utilizezi tehnologia blockchain, NFT-ul, celebrul NFT, care cumva te validează ca tu fiind proprietarul unei opere artistice, în esență. Mă bucur foarte mult că menționezi conexiunea între tehnologie și cunoașterea tradițională. A fost fix ideea de bază pe care am pornit proiectul Cultural Intellectual Property Rights Initiative, proiectul pe care l-am fondat, unde am spus, haide, ca drepturile de proprietate culturală intelectuală să fie primele recunoscute pe bază de tehnologie blockchain, unde nici măcar nu e nevoie de o intervenție a statului ca să dovedim sursa, comunitatea sursă și comunitatea custode, autorii, ca să zic așa, ai creațiilor respective. Aici deci depinde de cât de repede vă mișcați, pentru că s-ar putea să vină altcineva înaintea voastră și să valideze cumva bluza românească ca fiind a lui. E nevoie și de un pic de viteză. E nevoie de viteză și e nevoie neapărat de interdisciplinaritate și mulți actori implicați în acest proces. Statul,
de exemplu, are multe de spus. Pentru că inclusiv articolul 33 din Constituția României ne garantează tuturor un acces la cultură și spune că statul are obligația de a asigura supraviețuirea elementelor de identitate spirituală și a moștenirii culturale, care poate fi materială și imaterială. Deci aici ar trebui să existe și o politică culturală de promovare a ei românești, de exemplu, ca bun cultural și ca expresie culturală tradițională. Am îndoielile mele, rezervele mele, dacă vă bazați pe stat în ăștia 30 de ani de după Revoluție, pare că nu prea i-a tras așa de zona culturală mai deloc. Și ținând cont și de ce s-a întâmplat cu teatrele și alte lucruri, mai bine NFT-ul ăla puneți mâna pe el și îl faceți mai, rezolvați lucrurile mai ușor. Vreau să întreb care sunt marile provocări de care te lovești atunci când sunt în discuție spețe despre protejarea identității naționale, culturale, pardon. Dă-ne câteva cazuri concrete. În primul rând, cum spuneam, sistemul protecției drepturilor de proprietate intelectuală nu oferă forme, mecanisme de protecție pentru acest tip de cunoaștere. Și atunci, de exemplu, intervine o situație paradoxală în care nu poți să demonstrezi că ai un drept de autor. Nu poți să demonstrezi că sau nu poți să înregistrezi neapărat o marcă. Și argumentele sunt efectiv de natură umană și o mediere, sau ceea ce, la ce lucrăm foarte mult, este la a educa industria modei, că nu e în regulă să furi. Cam asta se întâmplă. Adică e vorba nu fura. Nu știu, nu vreau să citesc din Biblia acum, dar cam asta, să nu furi. La acolo suntem, la nivelul ăsta. Instrumente juridice momentan, deci de vreo 40 de ani se discută la nivelul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, crearea unui tratat. Pentru că sunt foarte multe comunități locale și comunități indigene în lumea asta care au fost exploatate și care au suferit foarte mult de pe urma acestui tip de furt, nu numai din partea industriei modei, se întâmplă la nivel de industrie farmaceutică, vorbim de rețete care de diferite tipuri de medicamente care se dezvoltă pe bază de plante și resurse genetice, se numesc ele, extrase din diferite zone geografice. Vorbim de parfumuri, toată industria frumuseții, industria beauty. Da, și aici nu știu de ce am senzația că în jumătate de an, un an de zile, o să înveți foarte bine chineza. Cele mai multe procese, cred că pe acolo ar trebui să le ai. Cred că acolo este... orice este posibil, ca să zic așa, când vorbim de protecție juridică și legătura cu China este dificil de implementat, ca să zic așa. Dar în orice caz, încep să învăț hindi, am petrecut destul de mult timp în India și lucrăm mult acolo, unde, spre deosebire de România, există un minister al textilelor, s-a încercat introducerea unei indicații geografice pentru produse non-agricole, deci partea de artizanat intră în această categorie și, în general, în Asia, mai ales în țări ca Indonezia, în Laos, în Myanmar, se merge în direcția protejării expresiilor culturale tradiționale. Cam asta e partea din lume unde există interes, mai mult decât în Europa. Dar până acum s-a întâmplat să existe vreun caz în care o firmă de confecții a plătit niște despăgubiri pentru că a furat niște creații ce nu le aparțineau? Absolut. S-a întâmplat cu Urban Outfitters și Navajo Nation în Statele Unite ale Americii. S-a întâmplat, există mai multe procese. În Australia, de exemplu, există tot așa reglementări care protejează expresiile culturale tradiționale ale popoarelor indigene de acolo. Și majoritatea ajung la un settlement, deci pe bază de mediere, pe bază de tranzacție, ca să zic așa, unde nu ajungem în instanță pentru că nu ne permite legea, nu avem legi. Și probabil se va crea, există, nu știu dacă știai, un tribunal al planetei Pământ. E un proiect foarte interesant. Ce interesant. Merită, da, este un tribunal al planetei Pământ și se vorbesc despre drepturile planetei Pământ. Chiar o să avem o interacțiune în săptămânile care urmează cu acest proiect.
unde s-a constituit un tribunal non-juridic, practic, dar deja are impact și ei iau niște decizii. Sunt avocați, sunt judecători, parte din acest tribunal, care dar sunt chiar pe bune. Sună suprarealist, adică tu ești avocat într-o zonă fără legi. Da, da, este. Întotdeauna am știut că sunt puțin artistă, dar iată. E atipic cumva, nu întâlnești des cazuri de genul ăsta. Acum, teoretic există legi. Dacă ne uităm în legislația românească, avem o lege care vorbește despre mărci tradiționale. Ea n-a fost aplicată niciodată. Ea nu se vorbește acolo de instituirea, a trebuit să fie chiar în, cred că în cadrul Ministerului Culturii sau în cadrul Institutului Patrimoniului, nu vreau să greșesc, am scris o lucrare acum câțiva ani despre asta, despre realizarea unui compartiment care se ocupă de aceste mărci tradiționale și obiectul lor ar fi putut să fie inclusiv diferite creații textile specifice anumitor zone, dar nu există nicio. Tu ești taxată în special pe partea de fashion sau protejezi și alte produse tradiționale, cum ar fi, știu că a fost un caz acum ceva vreme cu gemul de magiunul de topoloveni. Da. Acolo vorbim foarte clar de indicație geografică. Acolo legea ne spune foarte clar, acolo avem legi, acolo nu mai suntem suprarealiști, pentru că acolo avem indicația geografică, ea se ocupă de produse agricole și gemul intră în categoria asta ca și salamul, brânzeturi, tot felul, băuturile. Sunt mai protejați ei. Sunt mai protejați, da. Deci partea asta de cunoaștere, cumva nivelul de cunoaștere, aici a fost un pic discriminatoriu. Când s-a creat sistemul protecției prin drepturi de autor, creația cumva trebuia să fie, nu știu, acelor citiți care scriu cărți, a pornit de acolo cumva. Și cunoașterea asta tradițională, care are un alt sistem de transmitere, la fel de valoros, la fel de important, poate mai valoros, pentru că supraviețuiește de atâtea mii de ani, deci tehnicile astea sunt în viață. Faptul că cineva le ține în viață și că le transmite și încă există continuitate, este extraordinar de important. Elementul ăsta nu e protejat. Nu e protejat pentru că nu e nou. Și aici vine un pic problema asta sau clash-ul, controversa între noutate și continuitate, pentru că anumite lucruri, nu trebuie să schimbăm chiar tot și tot timpul să avem un element de noutate. E important să vedem și ce trebuie menținut, trebuie păstrat și eventual recontextualizat sau poate îmbunătățit, dar nu uitat neapărat ca să locuim cu ceva nou. Păi, în cazul ăsta ai mari șanse să fii citată și peste câteva sute de ani să vorbească lumea despre legea Monicăi Boța Moisin. Legea de protecție a creațiilor artizanale, populare, nu știu cum să le tradiționale, să le încadrez la tradiționale. În spiritul muncii pe care o fac, care vorbește despre drepturi colective și de comunitate, cred că va fi într-adevăr o schimbare la nivel legislativ. Va sosi curând, dar este rezultatul unei munci de echipă globală, ca să zicem așa. Există multe comunități și o muncă de comunitate. Într-adevăr, e nevoie ca și dintre noi, avocații, dintre cei care practică dreptul, să aibă curajul, să iasă puțin din sistemul actual și cam asta se întâmplă. Da, sunt, cum ai spus, în afara sistemului și practic militez pentru crearea unor instrumente care să promoveze cunoașterea tradițională și să o țină în viață pentru generațiile viitoare. Monica, ai reușit până acum să schimbi mentalități și care este cea mai mare victorie pe partea asta? Încet, încet se vede cum, de exemplu, am introdus în cursuri la câteva facultăți din Europa pur și simplu cunoștințe despre protecția juridică a expresiilor culturale tradiționale, cursuri de sustenabilitate culturală în modă. Faptul că cunoașterea tradițională și aceste tehnici nu sunt învechite, sunt extraordinar de relevante, de contemporane. Cea mai importantă realizare este
atunci când oamenii cu care interacționez realizează că este o abordare holistică, în momentul în care cineva țese o pânză, procesele care duc la realizarea acelei pânze nu e ca în fabrică, ai pus ața și se face, durează foarte mult timp, trebuie să ai un anumit control de sine, efectiv înlocuim terapeutul sau psihoterapeutul modern cu războiul de țesut, pentru că ai timp să te gândești, ai nevoie de calm. Înțelegerea asta că e un ecosistem în care fiecare decizie pe care o facem, faptul că, uite, vorbim astăzi despre subiectul ăsta, este un pas extraordinar de important pentru toată lumea care ascultă și pentru cei care fac parte din conversație. Monica, tu după ce criterii îți alegi îmbrăcămintea? La ce ar trebui să fim atenți? Bine, diferă îmbrăcămintea. La mine îmbrăcăminte pentru bărbați, la tine îmbrăcăminte pentru femei. Dar dă-le niște sfaturi doamnelor care se uită acum la televizor. De când am intrat în sfera asta, ca să zic așa, nu, în primul rând, trendurile nu există pentru mine. Înseamnă calitatea și, efectiv, sufletul din produsul respectiv sunt foarte importante. Adică moda ciclică, concepția asta de trend, ce se poartă anul ăsta? Se poartă ce te face să te simți bine. Mă uit într-adevăr la materiale naturale, mă uit foarte mult la ultima, cum ar veni, ultima persoană din lista de producători. Adică de unde vine produsul? Transparență. Nu cumpăr dacă nu știu exact cum sunt tratați cei care lucrează, supply chain-ul, nu știu cum îi spune exact, lanțul dacă de producție. Dacă folosesc copii la producție sau genul ăsta de abuzuri. Da, deci mă uit la aceste lucruri și fac research. Însă în ultimii 5 ani, în principiu, tot ce port sunt de la clienții cu care lucrez și artizanii cu care lucrez, investesc cu mare drag și astea sunt achizițiile pe care le fac. Susțin producția textilă în care sunt implicată. E o alegere înțeleaptă să nu fugi după trenduri, pentru că era și o vorbă, nu fugi după trend că vine întotdeauna altul. Exact. Cam despre asta e vorba. Crezi că vom reuși să schimbăm mentalitatea de competiție într-una de colaborare între marii producători de textile și producătorii locali? La nivel de politică globală nu avem cum să facem altfel. Adică ne îndreptăm clar în această direcție. Acum, în ultimii 3 ani am fost implicată mai adânc, să zic așa, în industria textilă. Am fost și în Suedia, am făcut o specializare extra în management de industrie textilă și am început să înțeleg puțin în ce direcție merge industria în sine, faptul că și la nivel de industrie se decide acum eliminarea, uite, frecvenței fashion show-urilor, ca să zic așa. E clar că aceste trenduri care multiplele colecții pe an sunt nesustenabile, industria este mult mai atentă, are mult mai multe politici de responsabilizare, deci colaborarea va fi un element cheie, însă competiția, atât timp cât suntem și trăim într-un sistem capitalist, va fi și ea parte. Trebuie efectiv noi să cerem mai multă colaborare și să se reflecte și la nivel de consumator. Am înțeles. Spuneai într-un interviu pentru Scena Nouă, cred în libera circulație a ideilor între toate culturile lumii, dar cred că trebuie să existe un echilibru între acest acces liber și protecția expresiilor culturale tradiționale. Cât de mult se respectă în ziua de astăzi acest echilibru? Aici, iarăși, e o problemă sau un subiect foarte complex, pentru că multe state, la nivel de politică de stat, spun, și asta de obicei, statele din vest, într-un fel mai dezvoltate, deși nu prea îmi place neapărat categorisirea asta, spun expresiile culturale tradiționale fac parte din patrimoniul comun al umanității și trebuie să fie liberă
circulația lor, ca să zic așa, oricine se poate inspira, inclusiv ideea asta de copiere. Autoritățile sunt reticente la a lua măsuri, pe când statele din Asia, multe din ele, și Asia e mare, dar în statele unde, să zic, nu suntem la același nivel de dezvoltare economică, foarte mult se dorește protecția acestor expresii. De ce? Pentru că ei sunt cei care sunt de cel mai multe ori. De la ei se fură expresiile. Dar se întâmplă și nouă în România și se întâmplă în Balcani, pentru că în Balcani încă există în zona asta, trăiesc aceste expresii culturale tradiționale. Deci la noi încă mai avem artizani. Pe când în state precum Germania sau în Nord și acolo există producții artizanale, dar deja este la nivel de lux. Acolo vorbim despre metiedar, vorbim despre cunoașterea tradițională care este apreciată ca și ceva foarte rar, o raritate, dar nu mai sunt artizani la fel ca la noi, sunt mult mai puțini și ei se identifică ca fiind artiști. Și o chestie de poziționare, cred, care face diferența. Monica Boța Moisin, mulțumim foarte frumos pentru prezența în show-ul nostru. Am îmbrăcat emisiunea într-o discuție foarte interesantă. Îți doresc mult succes pe viitor. Tu rămâi cu ochii pe mine. Revenim imediat. Am revenit. Frumusețea televiziunii, știți care este? Că te întâlnești cu frumusețea. Sărut mâinile. O am alături de mine pe soprana Alexandra Coman. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Alexandra, întotdeauna muzica simfonică m-a dus cu gândul așa la ceva măreț, ceva aproape de Dumnezeu, cumva. Cum a început întâlnirea ta cu muzica simfonică? În primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Îmi place foarte mult această emisiune și nu m-aș fi dus în altă parte, îți spun foarte sincer, mai ales în vremurile astea. Avem exclusivitate, gata. Da. A început de când eram mică, pot să spun. Cântam la pian, am cochetat puțin cu vioara. Familia înseamnă că a fost de asemenea natură încât te-au dus către zona asta. Mama este actriță, dar okay, nu are legătură cu muzica. I-a plăcut foarte mult. Bine, dacă te nășteai într-o familie de zidari, nu știu dacă era același parcurs. Nu știu, s-ar putea, să știi, sunt foarte mulți oameni talentați și în familiile foarte simple. Se întâmplă, într-adevăr. Da. Acolo poate nu ar fi noroc. Fost ghidați, da, exact. Intervine norocul și poate că... Sau nu destinul știu, să fie atât de puternic, da, cât și dacă se năștea într-o familie de... Să te poarte destinul. De șomer, te ducea destinul tot acolo. Așa este, așa și sunt câteva cazuri. A existat o persoană anume care a descoperit potențialul tău? Tu pe la 5 ani te văd la grădiniță, ai început să cânti și cineva a zis hei. Tipa nici chiar gând. Se pricepe, hai să o ducem spre zona. Nici gând, eram foarte timidă și cred că eram singura din clasă care nu vrea să cânte în public la serbări. Ce straniu. Da, foarte straniu. Chiar aveam colege care cântau tot timpul. Eu îmi doream să fiu medic, deși studiam muzică. Uh-huh. Vreau să fiu chirurg chiar, că aveam sânge rece când eram bun. Mică. Și... eu am devenit cântăreață și ele au devenit medici. Adică, a fost... Da, nu, eram foarte timidă. Probabil că undeva în subconștient îmi dădeam seama că trebuie să fiu perfectă ca să prezint produsul în fața publicului. Și atunci am așteptat să studiez. Eu nici nu am fost o cântăreață născută, ca să spun așa. Aveam o voce, aveam un timbru plăcut, dar nu eram genul de... cântăreață care se naște cu o impostație naturală. A trebuit să lucrez. Asta în traducere pentru telespectatori, adică să aibă plămâni. Nu? Da. Nu, sunt foarte multe colegi de ale mele care s-au născut cu această ușurință. Impostație. Adică pur și simplu au cântat, nici nu au avut nevoie să... Din poanie așa. Da. Au o lejeritate. Eu am studiat foarte mult și am muncit foarte mult ca să îmi fac Alexandra, ce povești ai de pe scena mare, vreau să aflu, pentru că știu că tu ai urmat cursuri de perfecționare, fiți atenți, a urmat cursuri de perfecționare cu nimeni altul decât
Luciano Pavarotti. Da, da. Ce te-a învățat concret Luciano Pavarotti? În primul rând, cum am ajuns la el, a trebuit să mă duc la o audiție. El avea audiții la Teatrul din Modena, Opera din Modena, de unde era, de fapt, unde s-a născut. Da, e la casă. Da. Și veneau, îți dai seama, zeci sau sute de candidați, pentru că selecta doi sau trei și lucra pe perioada verii cu noi, fără costuri, îți dai seama. Da, că pro bono, așa? Da, da, da. Păi cine și-ar fi permis să-l plătească pe Luciano Pavarotti? Nimeni. Și am fost norocoasă din prima să fiu selecționată, eu și încă un tenor din Noua Zeelandă. Ne-a invitat la Pesaro, unde stătea pe perioada verii, și stăteam la un hotel foarte aproape de casa lui. Ajungeam în câteva minute, dar era destul de mult de urcat, așa, și ajungeam obosită și ziceam: maestre, dar până ajung aici nu mai sunt obosită. Dar dumneata, cum ajungem fiecare păi, zi până ce aici? Jogging să fac? Zic, nu am echipament, nu avem echipament. A, nu, lasă că vă cumpăr eu. Și a doua zi ne așteptam cu echipamentul. Echipamentul ne-a pus, da, dar Pavarotti pare, din ce povestești, care simți umorul lui omul. Da, este era. Era Dumnezeu să-l iertă. Foarte haios. Chiar ultima întâlnire pe care am avut-o cu el în Belgrad, cred că a fost de fapt și ultimul său concert. A fost și un ghinion pentru mine, pentru că urma din toamnă să cântăm împreună, să avem un turneu lui de adio, să fiu invitată a lui o perioadă, câteva luni. Guest star. Da. Și din păcate nu am mai reușit. Și din acest motiv m-a invitat la Belgrad să repetăm puțin, să-mi dea repertoriu, să văd cum decurge concertul. Și după spectacol, vorbind cu el, îmi spunea că se simte foarte rău, că abia așteaptă să opereze, încă nu știa ce are, credea că are doar o problemă cu spatele. Și mi-a spus: nu se poate așa ceva. Ai cântat cu Carreras, cu Domingo, dar cu mine, eu care sunt profesorul tău, să nu cânti cu mine, așa ceva nu se poate. Și zice: gândește-te la un lucru. Într-adevăr, Domingo are vocea cea mai bună, dar eu sunt cel mai frumos dintre ei. Deci tot așa, da, așa am încheiat, da, practic. Cel mai carismatic dintre Pavarotti, Domingo și Carreras, care ți s-a părut? Dar putem vorbi și care e cel mai antipatic. Față de colegi, niciunul nu este antipatic. Depinde cum este perceput de oameni. Megastarurile astea își mai permit din când în când să, da, aibă aroganță sunt... față de nu cei au, cu care niciunul lucrează. Dintre ei. Nu, niciunul dintre ei. Poate că José Carreras este un pic mai distant, dar nu este arogant în niciun caz, semnează autografe, face fotografii cu fanii, dar e puțin mai distant, spre deosebire de... Și că Pavarotti cred că Pavarotti era un pic, putea să fie foarte acid. Dacă voia. Dacă voia, da, da. Deci nu era bine să te pui. El chiar mi-aduc aminte de un episod din acesta în avion. Vrea să se așeze și era cineva lângă el. Bineînțeles că era locul lui. Și a spus: pleacă de aici. Și omul acela s-a ridicat, da, pleacă de aici. Și omul s-a uitat la el, nu a spus absolut nimic, s-a ridicat și a ales alt loc. Era la first class, Varig Airlines, că din Brazilia veneam. Și am rămas așa surprinsă că nici persoana respectivă nu a ripostat, s-a uitat și a zis: sigur, a găsit un alt loc liber, ca el să poată să fie singur acolo. De excelent. Da. Cât de greu a fost parcursul tău muzical până în momentul ăsta? Ai avut și niște opreliști? Sunt foarte multe opreliști și... Ce te-a ținut? Ce nu ți-a dat voie să ajungi acolo unde ți-ai dorit? Nu pot să spun. Eu unde mi-am propus am ajuns. Dacă îmi propun să ajung mai departe, voi ajunge și acolo. Okay. Dar sunt anumite, normal că sunt momente când ai dubii, că poate nu ești pe calea cea bună și iar revii și mai studiezi. În sensul ăsta, nu oprești propriu. De problema că ești român, că să te simți discriminată în anumite, da, contexte? Pot să spun că da, în Franța, dar nu la Paris. La Paris a fost okay. Am cântat la Châtelet și a fost, deci toată echipa, erau toți din Bulgaria, din Germania, de peste tot. Dar în Saint-Étienne, probabil fiind provincie, am simțit... Dar din partea organizatorilor sau cineva din public a scris? Nu. Cei din teatru, okay. Și probabil distribuția. Mai eram cu încă o colegă din Republica Moldova. Amândouă am simțit o presiune așa, ca și cum
Trebuie să cânte numai francezi aici. Ce căutați voi? Discriminarea a venit din partea unor femei sau din partea unor bărbați, că e important. Nu pot să zic că nu ne-au făcut ceva, dar simțeam o răceală, simțeam un dispreț în privirea lor. Da, față de ceilalți care erau francezi. Toți erau francezi, numai noi două. Da, noi am ajuns acolo tot prin audiție, adică... Da, v-ați calificat pentru funcția pe care ați ocupat-o în interiorul instituției. În provincie, în Franța, niciodată. Deși părerile sunt împărțite. Mi se spunea că mai rasiști așa sunt parizienii față de provinciali, care au o deschidere cumva mai mare și o toleranță față dar de străini. Dar nu în teatre. Nu în teatre. În teatre chiar e o atmosferă superbă în Paris. Probabil în, nu știu, restaurante. Vorbesc de nivelul străzii. Da, dacă te duci la restaurant și nu vorbești franceză, nu poți să comanzi nimic. Ok, mă duc până la restaurant să învăț franceză, iau o scurtă pauză, după care mă întorc cu minunata mea invitată din această seară. Rămâi cu ochii pe mine! Am revenit, așa cum ți-am promis, cu minunata mea invitată, despre care... Ce să mai spun, a lucrat cu Pavarotti, a lucrat cu Domingo, a lucrat cu Carreras și mai mult a apucat să îl cunoască și pe Michael Jackson. Când erai mică sau da, când erai mare? Da, când era mai mică, dar a fost ceva privat. Sper că adică... nu te-a dus la Disneyland. Nu, dar am fost la Encino, la părinții lui și la Neverland. Dar era într-o perioadă puțin mai tulbure că... Ieșise scandalul acela cu pedofilia. Da, 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 așa. Și nu am zăbovit prea mult, dar am avut ocazia să-l cunosc. Ne-am cum întâlnit și în România. Era foarte drăguț, foarte natural. Eu i-am tradus și o carte de poezii. Tot așa, eram mică, eram la liceu. Wow. Da. Pentru Michael Jackson? Cartea lui Dancing the Dream se chema. Wow. Și mi-a venit, zic, haide să traduc. Și am tradus-o, am adaptat-o și a fost publicată. A fost publicată în România, sigur. Excelent. Da. Uite, îmi pare rău că nu am adus-o. L-ai pus să-ți fredoneze ceva, să facă nu, un... Nu, nici gând, nici gând. Eram prea emoționată, îți dai și seama. Și spui aici, nu, octava aia a fost greșită, Michael. Da. Prins-o că povocea mai bine. Da, 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 exact. Prins era mai, din punctul meu de vedere, era mai calificat apropo, ca vocalist. Da, apropo de prins, chiar, uite, trebuia să filmez un clip. Această pandemie, din păcate, mi-a chiar așa, câte anulat. Proiecte ți s-au închis pe pandemie? Foarte multe concerte, foarte, nici nu le-am numărat, nu știu, de ordinul zecilor. Dar trebuia să filmez un clip în America cu Steve Purcell. Este un regizor care face și filme, dar clipuri în mod deosebit. Cu Prince a făcut câteva clipuri. Categoria grea? Sper să reușesc să zbor în America și să pot să finalizez proiectul. Da, în cazul tău, muzica pop, melodiile au nevoie de o susținere vizuală și apar videoclipurile. Da. S-a mai întâmplat, am mai văzut câteva cazuri de muzică clasică pentru care s-a făcut videoclip. La tine, cum se lucrează? Ce aveam eu un proiect, nu era muzică clasică, dar necesită un ambitus foarte mare, adică nu poate să-l cânte un simplu cântăreț de muzică. Ai colaborat cu un artist de muzică pop, rock? Am colaborat la Teatru Châtelet cu Sting, era o producție. Sting? Da. Băi, sunt timide. Până acum mi-a făcut o listă, Pavarotti, Domingo, Carrera, Sting, Michael Jackson. Bine, cu Michael n-am cântat. Wow. N-am cântat. Da, era o producție, o operă modernă și el era vorba gen despre un... Jesus Christ Superstar. Da, sau... un fel de, dar ariile erau destul de grele pentru soliștii de operă și tocmai asta era de fapt și subiectul, un cântăreț de muzică ușoară care se îndrăgostește de o cântăreață de operă, foarte, cu pantofi Louboutin, cu totul foarte fashion, așa, foarte... Mi-ar plăcea să fiu în capul tău. Să fiu în mintea ta când asculți o melodie din Top 20 de radio comercial, ceva de genul și mi, și mi, eu, și mi, eu, și mi, ei. Nu știu, chiar nu știu, da. Să aflu ce crede Alexandra despre artistul respectiv, despre operă în sine. Depinde, nu, chiar piesa asta nu știu. Dacă îmi spui altceva, asta chiar nu Jason știu. Derulo. Nu știu. Nu-l știi pe Jason Derulo.
Nici o pierdere. Nu, dar îmi place foarte mult muzica franceză veche. Jabrel. Da, exact. Adamo. Îmi place foarte mult. Serge Gainsbourg. Da, super. Oh, cum să nu. Ăsta le cam chinuia pe iubitele lui. Da, nu-i așa și pe Brigitte Bardot, da, și pe... Le obliga să n-apară în fața lui decât machiate. A, serios? Dimineața cam ele se trezeau cu două ore mai devreme ca să fie machiate, că vine nebunul de Gainsbourg. Așa făcea Elvis Presley. Da, și ăsta avea... Da. Așa am auzit, așa am citit. Da. Nu mai vreau să fiu Elvis Presley. Nu, uite, Elvis îmi place, de exemplu. Și Michael Jackson, am fost fanul numărul 1 al lui Michael Jackson. Și să știi că nu exclud muzica pop, adică un fel de pop opera, rock opera, chiar îmi place și odată cu această pandemie, cred că o să mă reinventez un pic și să merg și în direcția aceasta. Ar fi super interesant să vrei să te apuci de muzică pop? Un fel de, nu știu, rock opera, să zic, sau pop opera. De ce nu? Da. Ai fi calificată, așa. Dar s-ar putea să fii prea overqualified. Mi s-a spus odată așa, uite, apropo de asta, că eram în anul 4 de conservator și m-am dus să dau audiție la Andrew Lloyd Webber în Anglia, pentru Fantoma de la operă. M-a ascultat, mi-a zis, ai prea multă voce. Trebuie să lucrezi un pic cu coachul care se ocupă de producție. Să o mai stricăm un pic. Dar e prea mult, nu e... Și atunci, într-adevăr, aș fi avut posibilitatea să iau acest job, dar nu știu dacă am luat decizia cea mai bună să nu accept, pentru că abia ulterior am aflat că este un fel de contract permanent timp de 2 ani și trebuie să cânți 2 ani de zile seară de seară același lucru. Da, dar măcar știi că 2 ani ai un contract, nu te mai doare capul. Da, uite, eu atunci m-am gândit, păi, dar nu mi-am terminat conservatorul, dar dacă voi cânta musical îmi stric vocea și nu mai pot cânta operă, că se folosesc microfoane, noi nu folosim microfon la operă, adică acum într-un fel regret, să spun sincer, dar asta e. Nu, pe de-o parte, muzica asta clasică, muzica simfonică, îți bătătorește drumul către accesul spre înalta societate, mai ușor decât muzica pop. Da. Sunt convins că ai cunoscut o grămadă de personalități, dovadă că mi-ai înșirat repede vreo 5 mari personalități, nu așa? Și chiar istorice, strănepotului Napoleon Bonaparte. L-ai cunoscut și pe ăsta? Da. A venit la un concert al meu din Bruxelles. Deci... Și ăsta, nepotul lui Napoleon Bonaparte, când a venit la concert, în timpul concertului se uita la tine, rezolva un rebus și își făcea și lista de cumpărături, pentru că așa făcea Napoleon. Da, făcea mai multe lucruri. Nu cred. De fapt, era din partea fratelui lui Napoleon. Era... Da, o dinastie și ăștia. Da, o dinastie. Și nu, e cu soția împreună, ne-am și împrietenit și niște oameni extraordinari care iubesc mult opera. N-aș putea să fii Napoleon sau descendent de al lui Napoleon, să treci pe lângă Versailles să zici, asta ar putea fi casa mea. Da, îți dai seama. Da, e greu. Fă-ne, te rog, un top 3 super momente frumoase pe care le-ai trăit la concertele tale. E foarte greu să spun. Da, că ai multe. Da, nu știu ce aș putea să spun. Poate când a trebuit să bisez, să spun, o arie și asta nu se întâmplă foarte des, într-o gală unde eram mai mulți invitați. Un stand innovation ăsta. Da, păi și a trebuit să repet aria. Sau, nu era prea ușoară, adică nu-mi doresc de prea des să am bisuri, ca să spun sincer, mai ales când e o arie grea. Ar fi tare să se întâmple în lumea artiștilor un bis, la modul publicul cere bis și mai cânti odată tot spectacolul. Și să faci vreo 3 bisuri, vreo 3 spectacole într-unul singur. Că bine, le-a dar plăcut. Dacă suntem mai mulți și spectacol merge, dacă e concert cam greu, să știi că... Să intre în cartea recordurilor cel mai lung bis din istorie. Cred să fie făcut de vreo 8 ori. Cred că Domingo a avut cel mai lung bis. Din istorie. Bis, mă rog, aplauze. A intrat, cred că, în Guinness, în cartea recordurilor. O să intri și tu în cartea asta a recordurilor. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea mea. A fost o reală plăcere să te am și alături. Eu îți mulțumesc. Îți doresc mult succes pe mai departe, să se termine naiba cu pandemia asta, ca să te poți urca din nou pe marile scene ale lumii. Aici, pe scena Alef News, programele continuă. Cu mine te vei reîntâlni mâine dimineață pe Smart Radio 107,3 de la ora 8. Ca domnii. Noapte bună!